Bună ziua sau bună seara. Vă salut, vă zic mai bine. Salut, mai bine. Exist să începem cu salutul. Vă salut, cu seara, cu șansă chiar faci interviuri la ora noapte. Vă salut. Treaba noastră, nu? Când vorbim. Și contează și când ne văd oamenii, că noi putem să înregistrăm oricând și oamenii să ne privească la 3 de noapte. Și să creadă că noi Așa. atunci vorbim. Da, tot am avut probleme cu telefonul și nu puteam nici să vă sun, conexiunea cam slabă. Știți, v-am trimis fotografii cu ghinzi încolțite. Deja cred că o să facem un alt subiect, un alt interviu să vă comunic ce realizări sunt cu acele 700 de ghinzi. Am luat legătură cu A, cele trimise serviciile. din Franța. Da, cu acel de-a trimis din Franța. Da, vreau să vă întreb, neastră, mai aveți interviuri cu doamna Viorica Greco? O să mai facem, sper, dar acum războiul ăsta ne-a bulversat, ne-a amețit pe toți, nu mai știm pe ce lume suntem. E, la noi așa lumea e activă și, într-adevăr, eu astăzi, Păi și nu eu știu sunt să spun activ, sunt cuvinte. foarte implicat aici, ajut refugiații, refugiatele, avem treabă. Păi și la noi sunt așa probleme, așa situații. Chiar și în sat avem refugiați cazați, familii întregi. Și parcă nu vă implici că astăzi eu am fost, dar nu numai astăzi. Deci vreau să vă, hai ca să facem așa o generalizare. La subiectul vorbeam despre Viorica Grecu, avocata cu care m-am dat face interviuri. Despre dreptul la libera exprimare, despre acțiuni de hărțuire, de intimidare. Și iar te Deja, întâlnești cu vecina consăteanca. da, un act întâlnire, dar ea a pus stăpânire practic, a pus stăpânire pe agenda mea, pe acțiunile mele. Unde mă întâlnește? Acolo și are telefonul și îmi cere socoteală. De ce am mers la ziua satului, în satul Spicoasă? De ce am mers la SRL? De ce nu am mers la ședința de judecată? Dar De ce nu știți m-am... cum e vorba populară? Întrebarea vine în aer. Puteți să nu răspundeți. Și vă obligă să Nici răspundeți. mare interes nu am și nici nu am de gând să-i dau ei darea de seamă. Dar faptul că mă intimidează și pornește de la o întrebare, după aceea se leagă de haina mea, de straile mele, de modă, de coafură, ce ai zis mă ta, cum este geanta, cum este încălțămintea, cum este paltonul, deci este deja depășit. Plus la aceasta, eu am o teamă, o frică, că ea mă înconjoară cu telefonul precum un cățel rău, rău și un câine periculos pentru societate. A, dar cu Mă conș... telefonul filmează. Da, deci este un... Dar neavând autorizare, neavând... Bine, și dacă Ei, eu dar sunt... ce autorizare îți trebuie ca să filmeze? E un drept fundamental, libertate de exprimare. Mai, hai, stai, briega, mă, ta, ai ocolit, ai înconjurat așa oamenii cu telefonul, că am văzut că mai filmezi și mă, ta, Dar nu da, sunteți om de dă-i... rând, sunteți nu funcționar, dar ales al poporului, persoană Păi, publică. dar eu am și viața mea privată. Cum? Adică și Da, dacă dar ți-o nu ales veneți la poporul dumneavoastră cine... acasă. În spațiu public vă filmează, nu? Eu pot să închid dacă mă ta așa tare faci și trimitere la ilegalități. Dar de Dumneata ce... faci trimiteri la ilegalități. Eu apăr libertatea de exprimare. Din ce mi-ai relatat dumneata acum, apare libertatea de exprimare. Păi te exprimi, că scrii, nu scrii frumos, dar nu te exprimi calomnios, injurios. Dar Nu te și exprimi... zici și ceva Dar nedrept despre dumneavoastră? v-am trimis acel video de astăzi, vă rog să-l publicați. Dar M-a acuză că... și zici în acel video? Păi ce, mă, ta, nu l-ai văzut precum că eu mănânc de la familia XY, dar deja la poliție nu o să mai sesizez, facă ea orice, pentru că are multe Dar de dosare ce și nu după aceea sesizați le-am... la poliție dacă considerați că e ilegal? Dar nu mai are rost, pentru că toate cunoștințele mele și toate cunoștințele mele care mă cunosc îmi spune, doamna Tamara, evident, și aici e o
o degradare totală de partea numită de mejigalea. E degradare totală. Să mergi tu să intimidezi până la... Deci, în liceu am fost filmat, am fost la revista, la redacția Cahul Express, vă dați seama, am blat cu o torbă cu detergent din urma mea și țipa, precum că ea mi oferă acest detergent pentru lingeria intimă. Îmi este rușine. Acel redactor, Și acel... ați anunțat poliția și nu i-au făcut nimic? Da, este în derulare aceste acțiuni. A pătruns în incinta redacției ziarului Cahul Express. Este un domn în vârstă, domn pedagog cu merite în sport, este un bun fotbalist, este un domn cu cutiuță, periții lui toți sunt numai cu... Și ea trăgea de ușă. Deci acțiuni cinice, cinice, huliganice. Și plus aceasta filma. Dar niște Huliganismul trebuie să-l exprim. constate poliția, dar poliția înțeleg că ori n-a sesizat-o, ori nu. Este sesizat și din partea mea și din partea domnului Jernăvoi. Și chiar țipa, striga acolo, cine ești, cum se cheamă? Deci e ceva care chiar până, dacă odată eu ce am pășit pragul instituției medicale, policlinica, unde aveam nevoie să merg, ea nu mai are dreptul să mă intimideze. Eu sunt forțată, impusă de ea ca să refugiez într-o parte. Plus aceasta, mie mi-este teamă ca eu să merg prin locuri, adică, sau pe o stradelă mai îngustă, prin Cahul. Eu trebuie permanent să fiu printre oameni, pentru că ea deja a devenit periculoasă. Astăzi, în rutieră, când ne urcăm, când venim acasă cu rutiera, de ce mă hlizesc eu când ies ne arăt? Vă dați seama? Adică eu ar trebui să cer permisiunea de la dânsa să zâmbesc sau să nu zâmbesc. Și Păi dacă râdeam, eu... cum dumneata zâmbești despre ea și ea se consideră agresată, la fel și pe dumneata Eu nu am te zâmbit și nici nu atacă am mare filmatul ei. respect. Nu, Nu, n-ați zâmbit n-am despre ea zâmbit nimic? nici... Dar n-am zâmbit, eu și noi, practic, aveam alt subiect. Și adică Înțeles. ea când vede, e atât de agitată, atât de... Nu se exprimă. Dacă eu am avut nevoie să merg astăzi la primărie, da, am avut nevoie. Scoate telefonul, precum că eu persecut, dar trebuie să eu 1100 de ani. Deja, vă zic, îmi cer iertare, am cunoștințe bune, am pedagogi, am colegi de facultate, am foarte multă lume care chiar vede, chiar îmi trimit, îmi spun, pentru că nu vezi, mă, acum nu văd nici eu. Și ei toți își fac impresie. Nu are rost și nici nu trebuie să-ți pui mintea cu o persoană degradată. Astăzi s-a legat de avocata doamnei Băișteanu, care practic și de avocata mea în anul trecut s-a luat. Adică acum. Și eu tot așa să mă iau de avocații ei care are pretins ce dorește ea, dar vă zic, pe 12 ianuarie m-a purtat 40 de minute, că nu puteam să ies afară, că era gel. Dar s-a legat și de frate, și de frate decedat, și de părinți. Deci asta e deja depășit. Este mai mult decât hărțuială. Mai mult decât hărțuial, măcar hărțuirea de-ar constata o poliție și de-ar amenda-o, dar înțeleg că a fost amendat în trecut, nu? Este amendat, este pornit pe ordonanță în privința faptului când m-a agresat ea pe mine, a încurcat medicului în punctul medical. Dar În instituții... apoi puteți cereți o ordonanță de protecție de la poliție dacă vă simțiți agresat. N-am Să nu se solicitat. apropie, nu se apropie, de exemplu, la 10-20 de Am metri. solicitat, și am solicitat, dar și acolo este, deci ordonanțele de protecție se eliberează doar în cazuri de Violențe rutienie. domestice, am înțeles. Da. Atunci se eliberează ordonanțele. Dar în restul, vă zic, eu trebuie să fiu apărată sau e deja e pericol. Stres, 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 salvare, stres, salvare. Joc teatru. Vă dați seama? Nu crede că sunteți sensibil, că Poftim? crede, nu crede că sunteți sensibil, că judecă după sine, crede că sunteți baievaia ca și ea. Ei băievai, dacă ai vedea că ei băievai, Dar pe să că mă văd că scuzați arată acum. baievaia în poză, în video. Ei, nu fie, eu nu știu, dar nu-i mai... Dar v-a plăcut e astăzi cum aleargă din urma mea?
Na, pe mine nu m-ar deranja. Dar eu sunt Dar mai călit. Eu sunt mai călit. ea devine violentă, ea devine violentă, eu trebuie să fiu foarte atentă. În toate comentariile se spune, dă-i cu ceva în față, fă-i așa, dar spune niște vulgarisme, niște cuvinte amorale. Ea instigă la Da, ură. parcă am auzit că zicea că a, vă bătut, trebuia să vă bat și mai tare. Asta, într-adevăr, e cam incitare la violență, da. Da, și că să îndrept tonul spre mine, să vină să mă uși de pe mine. E deja, sunt niște chestii care, și eu ne fiind acolo. Dacă eu aș firma-o, dacă atunci s-ar considera că să-i fac public acest lucru, atunci s-ar primi că eu o persecut. Dar, vedeți, ea este, nu bine, ea nu are cu cine vorbi acolo, ea are mașina automat de spălat și încă unul. Încă un caz. Ea nu spune despre faptul că în 2019 a părăsit locul de muncă 5 zile nu a fost la lucru. De Dar asta ei nu spune. spune dumneata asta, că ea e în direct și o să afle toată lumea că ea nu vine la lucru, că trișează și primește salariu fără ca să muncească. Prinde momentul și când ea e în direct, povestește despre asta. De ce spune ea? Normal că nu spune, că nu are interes. Dar dumneata când ieși la ea în direct, spune chestia asta. Păi prin ordonanța procurorului s-a stabilit că ea a părăsit în 2019 5 zile cu hotarele țării. Și a fost stabilată, Dar și a ea fost n-are stabilată. interes să spună asta și de ce zic? Neata, în loc să zâmbești, spune asta cât ești în direct la ea. Și nu o să fie bucuroasă și o să șteargă videourile ca să n-afle lumea. I-am zis și ea spune că eu vorbesc povești, dar are un limbaj fix, limbajul Mariei Olaș, mai este Lucia Simon, mai Apă voi cu da, cu acolo. avuși de la cine să învețe, da? Asta este. Și încă, eu o să vă public, o să vă trimit dumneavoastră acum, o să vă trimit acele decizii ca să fac cu o claritate. Om de la ce s-a început? Pretins eu, secretarul Comisiei Administrative în primărie și primarul președinte al Comisiei Administrative, dar membrii sunt 7, noi am semnat decizia prin care am indicat domnului Parciu să elibereze porțiunea de teritoriu pe care a depozitat deșeuri de construcție, să elibereze, adică, și Boișteanu, să-și creeze acces lent pentru a intra cu tractorul în grădină, de a-și prelucra pământul. Deșeurile nu le-a eliberat Parciu, care este vecin cu Dermenge, le-a eliberat Boișteanu și-a creat acces lent în gospodărie. Dar Acum, Dermenge. și ea răspunde pentru ce face vecinul ei? Păi, iată asta, aici e nodul. Ea, Dermenge, din mod ambițios, din motive ambițioase, plantează salcâi chiar însăși pe porțiunea unde este poarta, accesul de a intra în grădină. Prin decizia Consiliului, care a înaintat cere să-i se permită să planteze. Cum poți să plantezi tu un nuc și salcâm pe o stradă, pe partea cealaltă a străzii, doar de 6 metri strada? Și aceasta este ilegal. Și atât timp cât eu sunt membru al Comisiei Administrative și sunt consilier în Consiliul Comunal Burlacu, ea nu va planta. Pentru că în data de 24 Ei, nu zic august, hop, poate convinge o majoritate din Consiliu și o să-i permite să planteze. Dumneata ai drept la un vot doar, nu? domn Brega, este decizia din 24 august 2020, o vot trimit, Și prin decizia asta care doar nu-i zic bătut în cui, poate fi anulată de o altă decizie, tot a Consiliului Local Burlacu, nu? ea este suspendată. Eu am depus plângeri de la Cancelarea de Stat. Cancelarea de Stat a acceptat plângerea mea la Consiliul Comunal Burlacu. Mă tancă. Deci este o decizie care îi permite să sădească. Nu, este prima decizie inițială care a fost luată, primită
la 24 august 2020, se interzice plantarea copacilor pe marginea străzii Miron Costin de către Demenji Galea și Paci Petru. Se obligă Demenji Galea să replanteze copacii sădiți pe malul râului Salcea Mică, noi i-am rezervat. Sădește-i acolo, nu aici unde împiedică și accesul. Plus la aceasta, pe această stradă trec mașini. Chiar însăși vecinul dânsei, Parciu, lucrează pe o mașină de cursă, mai vine acasă. Aceste crengi oricum ele încurcă, dăunează, încurcă și la rețele. Dar n-am înțeles dacă e bună și favorabilă decizia și ați votat pentru ea. De ce ați contestat-o la cancelare? Și iarăși încălcând încălcând legea privind dreptul la peticionare. Aceeași pe cerere o depune repetat când aceeași plângere cu același subiect, ea nu se examinează de două ori. Este legea privind dreptul la peticionare. Da, da. Așa. Deci ea mai depune încă o cerere și la data de 20 decembrie 2021, cu aceleași temeiuri, eu vă fac fotografii și vă trimit, cu aceleași temeiuri, cu aceleași articole, se ia de, și decide Consiliul, eu am fost împotrivă. Se permite cetățenii de merge să planteze puieți și arbori decorativi și arbuști pe marginea străzii Miron Costin în fața gospodăriei ei, fața gospodăriei ei, dacă e fața gospodăriei ei, acolo ți-ți permite dacă vrei, dar nu peste drum. Am înțeles. Deci, asta e ilegalitate. Dar în fața nu poate fi interpretat și că vis-a-vis? Dacă nu, e pe aceeași stradă, nu aveți, nu? Poate vis-a-vis. Brigad, știți ce? Nu încercați să fiți incorrect. Vis-a-vis, nu, eu întreb. De asta ați cerut și ați obținut suspendarea deciziei. Pentru că... Și este suspendată pentru că... Și, deci așa, se interzice de a planta puieți și arbi de crochet și arbust pe porțiunea de drum unde cetățeanul Boieștean Afanați își are amenajată intrare în grădină de pe strada Miron Costin. Se interzice prin decizie. Eu îi zic primarul, domn primar, să contestăm. Ea, înainte, eu deja, știți, ne-a epuizat 2 ani de zile ceea ce am putut noi să facem, să realizăm. Ne-a epuizat această persoană. Plângere la ani, când am depus declarația, am mers la Chișinău, nu s-a constatat. Iarăși acum ea mă... Deci ea nu are alte interese, ea nu are interese de a face ceva bun în sat. Oameni buni, ajunge atâta. Ea crede că face bine, că pune la treabă consilierii, că îi impune respectarea legii. E așa înțelege ea activismul. Ce să-i faci? Da, haideți, vă rog, chiar asta e intimidare, bătaie de joc, asta e intimidare. Dacă poliția nu constată și nu amendează, înseamnă că ea crede că respectă legii. Este amendată, deja depășit de orice. Astăzi eu am părăsit incinta primăriei ca să nu destabilizeze și nu turbure liniștea publică. Apropo, dar dacă eu mă împiedicam că, într-adevăr, eu am probleme, adică mă mișc mai greu, oi, mai, și acolo plitca noi atât și cădeam jos, e normal așa? Cu ce drept tu să te gonești în urma unei persoane mai în vârstă, cu 10 ani? Dacă își poate s-o dus calde. Dacă nu era, poate să neca. Deci, apropo, săptămâna aceasta a fost la Caculu Cernăuțeanu, avem nou șef IGP. De poliție, adică șef de poliție. Șef IGP. IGP era... înseamnă inspectorat și... A, e general de poliție. Da. Raionat. Și încă doi angajați, SPIA. Am vorbit la subiectul, dar dumnealor cunosc, să știți, doamnă, că zic că mai sunt și la Chișinău așa. Păi chiar brigada asta cam destabilizează toată ordinea publică în raionul Cahul. Deja de la poliție ei privesc, se uită dacă știu că avem ședință de judecată, ei știu asta, da, de amul, Dumnezeu cu dânsa, fiică sa din Italia m-a sunat pe mine, vă dați seama. Nu-i voi, dar de ce să mă tuni ea să mă acosteze? De ce? Poate a vrut să vă întrebi, să vă spună ceva. Ce să-mi spună? Ea pe mine nu știu, păi spuneți-mi asta, ce v-a spus fiică? Păi ea mă numește. Vă înjură? Fiică-sa, da.
Și eu, iarăși am înregistrat această discuție, pentru că mine era curios cine mă sună pe mine din Italia. Și de ce? Și toate comentariile, adică înscrisurile deasupra filmărilor dânsii sunt scrise de fiică, așa, cele sunt scrise agramat. Și are un public Atâta le duci de... capul, ce să facem? Așa, are Ce? un public atât după înțelesul, după gândirea lor. Da, asta le înarepează, că au public. Dar noi suntem într-un sat care noi aici ne rezolvăm problemele, la urma de la o greutate, la o nevoie, dar la un... De Ei, ce? da, ați La ce? uitat când filmați și dumneavoastră ilegalități și abateri de atâtea ori. Tot Ce așa puteți să vă anumit bun? reproșeze și primarul. Și nu putem să rezolvăm Spune-mi, te problemele la noi rog, în ce sat? Și trebuie să le scoți în ilegalități? lumea largă? Și trebuie să le pui pe YouTube, pe Facebook, Spune-mi să le spui Lubrega? ce ilegalități? Spune-mi ce ilegalități, Brega. Eu deseori nu vă înțeleg poziția. Eu nu am Eu urmărit pe apăr nimeni. Puteți să dreptatea, apărați, eu dar nu știu. eu nu am Mai ales înconjurat că ea pe nimeni. nu poate să participe în discuția asta și trebuie să apăr și poziția ei. Păi cereți-i, vă dau un număr de telefon, sunați-o și Da, au chemați-o. sus unde aici, din România. M-a blocat pe Facebook și nu pot. Am fi făcut o conferință, iată, în două ați fi vorbit, ați fi polemizat, Ei, tu ai cu atunci cine eu puteam lega două să fiu fraze? imparțial, dar acum dacă ea nu participă, Nu trebuie să... ai cu cine lega două fraze. Nu ai cu cine Poate lega de două asta și m-a fraze. blocat, că nu vrea să comunice. Și deci, chiar dacă dumneavoastră poate legați un subiect cu doamna avocată ca să facem o claritate. Dar parcă am vorbit, de câte ori despre libertatea de exprimare și limitele ei, și eu, și cu avocata, și cu alt public, cred că ai participat și dumneata odată, păi cât putem să vorbim despre asta? Ne mai uităm odată la video acela, să vedem ce am scăpat, eventual putem să mai adăugăm, nu-i problemă, dar să repetăm ca papagalul aceeași temă. Deci eu vă trimit dumneavoastră aceste două decizii prin care o să vedeți foarte ușor, fără mari, adică complicații, aceleași temeiuri, aceleași legi indicate. În una nu se admite, dar în a doua se admite. Ce voi vă jucați de a consiliere sau de ce? Și apropo, eu sunt acuzată că eu aș conduce, dar comisia administrativă este alcătuită din 7 membri. Acum ceva astăzi am auzit-o țipa, chiar pot să zic urla, că iar dori procesul verbal desfășurat. Ce treabă ai tu dacă nu participi? Nu este vorba despre tine în acea ședință. Ei, da, are dreptul, că e interes public acolo. Poate e vorba despre ea. Poate e vorba despre ea în ședință și vrea să știe. Dați-mi Nu-i ședința. despre ea. Ea Dar să ce, nu scape faceți din lume. înregistrări? N-aveți transmisiuni live de la ședință? Ei, da, nu, este vorba de comisia administrativă. Ah, ok. Brega, te rog, haideți să nu facem mult colp din asta, pentru că Eu n-am făcut niciun call, m-ai sunat dumneata să vorbești despre Galina Dermeji. Eu m-am blocat și am ignorat-o de atunci, de 2-3 ani de când m-am blocat, puțin îmi pasă de ea. Dar dumneata faci colp și praf și nori și huit și vuit că Galina Dermeji. Eu aș fi uitat de existența ei de atunci. Cred că și eu voi încerca să uit și Dumnezeu cu dânsa are destule și vă zic undeva sunt rușinată de ceea ce s-a întâmplat că poziția mea de consilier care m-au ales 48 de bețivi Așa și zice aceasta ea. da Și ce dacă? Dar au drept de vot. Și nu-s Da, dar 48, dar puteați să 50, în câte am înțeles. Păi 50 au 50, semnat și dar 50 au 50, votat. da. Da, vă zic, atâtea vulgarisme consumă, eu, deja, i-a bătut. Atâta poate omul, nu putem să o facem deșteaptă cu cartea, cu forța. Bag video pe care mi l-ați trimis și Și vă ținem trimit și legătura. aceste două decizii. Dar câte Ei, ilegalități deciziile v-ați regăsit? nu mă interesează. Deciziile Ce să se spuneți? ocupe cancelarea de decizii. Eu Deja vorbesc sunt. despre libertatea de exprimare. Ce s-a umplut? Cu ce te hrănești? Eu ți-o umpli și ție.
Dar tu ai probe că ne umplu. Nu ți-e rușine ție. Tu ești foarte nerușinat și atâta tu ești. Da, ești nerușinat. Lumea acum are, are probleme, are suferințe, sunt refugiați. Dar tu, tu absolut nimic nu ai. Tu nu ai, tu nu ai stimă față de tine și față de cetățeni. Eu nu am nimic cu tine, dar nu te respect. Nu te respect pentru ce ce comiți tu. Nu-ți minciune, tu mă filmezi. Și să râzi, că tu pe mine mă filmezi, uite cât e frumoasă. Dar bă, tu filmezi, tu filmezi, tu pe mine mă filmezi. Vai și ochi nerunați ai, nerușinat-o ce ești tu. Te doare pe tine și vrea? Da, e deteriorată. Du-te că ți-ai lăsat geanta acolo și... Dar de ce vei de urma mea? Ce vrei tu? Dar ce vrei tu de la mine? De ce nu păstrezi distanța? De ce nu păstrezi distanța? Tu ai rupla cu minciunile astea. Ce nu păstrezi distanța? Ce vrei tu? Uitați, oameni buni, asta vă arată realitatea. Și să arăți, nerușinată, ce ești tu? De ce ai venit tu după mine? De ce ai venit tu după mine? De ce ai venit tu după mine? Tu ești o nerușinată. Tu ești o nerușinată. Nu, 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 ia... Auziți, oameni buni, trebuie să-i facă dință. Cine ești? Dar rău bătută, trebuie să o bată mai bine. Tu ești o nerușinată complet. Dință ea are în gură, trebuie să-i facă dință și să-i pute telefonul. Iau, dar dacă nu ați telefonul, nu vrea mai tare de deoarece. Învață-te să lucrezi, eu nu am nimic față... Nerușinat-o! Nerușinat-o! Tu ai boală de telefon, fără telefon nu poți.